Președintele director general al CS Suceava, Cristi Bliorțu, a declarat că din cele peste 420.000 de carduri naționale tipărite pentru persoanele asigurate din județul Suceava, 22.675 au fost returnate instituției până la sfârșitul anului 2017 de operatorul de servicii poștale, întrucât nu au putut fi înmânate beneficiarilor. În cursul anului 2017 au fost eliberate 3.284 de adeverințe de înlocuire a cardului național pentru asigurații care au pierdut sau deteriorat cardul, a declarat președintele director al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Bliorțu. Au fost eliberate în această perioadă un număr de aproximativ 450.000 de carduri. Inițial au fost 420.000, au fost tipărite pe parcursul anului 2016 și 2017 în tranșe un număr de aproximativ 30.000 de carduri, deci putem spune că din numărul total de 500.000 de asigurați la nivelul județului Suceava, 450.000 au carduri de asigurări de sănătate. Aici nu includem copiii 0-18 ani care sunt asigurați și nu au obligația de a prezenta cardul de asigurare de sănătate la furnizorii servicii medicale. Din numărul total de carduri emise, a fost returnat instituției noastre un număr de 22.675 de carduri naționale care nu au putut fi înmânate beneficiarilor. O parte din acestea sunt solicitate și eliberate asiguraților de către colegii mei. Iar în anul 2017, instituția noastră a distribuit un număr de 13.602 carduri persoanelor asigurate care le-au solicitat. Deci, practic, la nivelul instituției mai avem aproximativ un număr de 7.000 de carduri. Pentru persoanele care nu au intrat încă în posesia cardului, deci persoanele care s-au asigurat, pentru că aici procesul de eliberare, de emitere a cardurilor este un proces continuu, pentru că și calitatea de asigurat se poate modifica oricând. O persoană poate fi acum salariată și este asigurată peste câteva luni, nemai având calitatea de salariat, automat nu mai este nici asigurat. Bazele de date sunt transmise periodic Imprimeriei Naționale, iar, repet, persoanele care nu au emis cardul de sănătate se pot prezenta la nivelul furnizorului de servicii medicale cu un document care să ateste calitatea de asigurat, respectiv adeverință de salariat, cupon de pensie pentru personali sau pentru cei care își achită contribuția direct la trezorerie, documentul eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate. Deci aceste documente le prezintă furnizorilor de servicii medicale doar persoanele care nu au card de sănătate emis.